Bun găsit la ediție specială, stare de urgență în România. Invitatul meu este prefectul județului Galați, domnul Gabriel Avrămescu, care ne va face lumină în lupta cu coronavirusul. Ne va spune ce măsuri au autoritățile pentru ca gălățenii să fie protejați cât mai mult. Bună seara, mulțumesc pentru că ați dat curs invitației mele. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Haideți să vedem ce înseamnă stare de urgență, ce presupune, cu ce indicații veniți. În momentul de față, când vorbim noi, tocmai a fost emis ordinul președintelui României în ceea ce privește instituirea stării de urgență. În ceea ce privește starea de urgență, noi avem în cursul zilei de astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a analiza toate măsurile dispuse acolo și pentru a le transpune și la nivel județean. Vă pot spune, în schimb, ce au făcut autoritățile gălățene până în prezent, care sunt măsurile care sunt dispuse. Vă pot spune cum colaborăm cu celelalte autorități locale, cum colaborăm cu societatea civilă, care este conduita cetățenilor, atât a cetățenilor care sunt în țară, precum și a celor care vin. Mai ales că astăzi venim după o nouă confirmare la Galați a infecției cu unei persoane venite din Italia. Avem doi, practic, până acum, da? Avem doi. Astăzi a fost confirmat, de fapt azi noapte a fost confirmat, e vorba de un bărbat de 23 de ani. El a venit din afară, a venit, da? Care a venit din Lombardia, a venit cu un microbuz, a fost preluat din Vama Nădlac cu un convoi. Nu se pune problema că cetățeanul respectiv a intrat în vreun fel în contact cu altă persoană sau cu alt locuitor al județului Galați, pentru că atunci când au intrat în țară au fost preluați de echipaje de poliție și de jandarmerie și au fost conduși până la centrul de carantină din județul Galați, unde a fost izolat de joi noapte spre vineri, a fost izolat și a fost instituită și pază la clădirile respective. Cum apreciați atitudinea celor din zona asta de carantină? Știu că ați fost în inspecție în fiecare zi acolo, să fiți la curent cu ce se întâmplă. În primul rând, trebuie să fim obiectivi. E un moment extrem de tensionat pentru întreaga societate, e un moment pentru întreaga națiune, e un moment tensionat și aș vrea să analizăm cu calm și cu obiectivitate fiecare situație în parte. În centrele acestea de carantină, precum și în rândul cetățenilor care au venit din Italia și care mai vin și din celelalte state, care acum intră în zona roșie sau în zona galbenă, sunt compatrioții noștri. Poate sunt părinți, poate sunt copii, fii, poate sunt prieteni, poate sunt rude printre ei. Problema nu este că vin în țară. Problema este că trebuie să respecte regulile ce sunt instituite în momentul de față de statul român. Regulile instituite de statul român și sunt reguli care sunt adoptate printr-o transpunere a unui regulament sanitar internațional, că până la urmă despre asta vorbim. Regulile respective prevăd ca persoanele care vin din zona galbenă, așa cum este ea definită aici, puteți foarte ușor să monitorizați pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică și pe Centrul Național de Combatere a Bolilor, precum și pe site-ul Ministerului Sănătății. Se fac în fiecare zi actualizări ale acestor state care intră fie în zona galbenă, fie în zona roșie. Cei care vin în zona galbenă, din zona galbenă, intră 14 zile în izolare la domiciliu. Este vorba despre acea autoizolare. Se completează un chestionar la intrarea în țară, chestionarele respective vin de la frontieră la direcțiile de sănătate publică ale județelor unde persoanele declară că vor locui cele 14 zile și sunt luate în evidență. În ceea ce privește persoanele care vin din zona roșie, cum este cazul Italiei, toată Italia în ansamblu ei este zona roșie, persoanele respective intră în momentul de față intră în carantină. În carantină, da. Practic, toți cei care vin din Italia în momentul de față intră în centre de carantină și sunt izolați de restul comunității. Sunt izolați, este instituită pază atât din partea poliției locale cât și din partea jandarmeriei pentru ca nu cumva să avem vreun eveniment nedorit. În ceea ce privește conduita, aici noi am încercat să avem o comunicare cu dumnealor
Și vă spun că și eu am fost de câteva ore acolo. N-am fost, e mult spus control. Am fost să le comunic care sunt, care e conduita pe care ei trebuie să o adopte atunci când sunt în aceste centre de carantină. Și nu ați avut nicio surpriză să-i vedeți că vociferează? Sar... Să știți că eu sunt calm de felul meu și n-am nicio problemă când cineva, chiar dacă mi-i adresează și injurii, poate că are un moment de rătăcire și își revine după aia. Le-am explicat oamenilor că în cazul în care intră în carantină, trebuie să respecte o izolare și în carantină. Adică ei nu pot să iasă la țigară în curtea centrului de carantină sau la socializare. Corect, este exclus. Pentru că își transmite la unul la altul și atunci avem de a face cu o perpetuare a transmiterii virusului, dacă se confirmă vreunul dintre ei, și vom avea surpriza că în loc să stea 14 zile, vor fi adunate 14 zile pentru fiecare caz confirmat. Adică într-un centru mare până... de 50 de oameni există posibilitatea, dacă nu respectă izolarea, să stea și 6 luni. Asta e foarte important și asta trebuie să înțeleagă toată lumea din centrele de carantină. Că atunci când sunt acolo, trebuie să aibă grijă în primul rând ei de ei. Dar și cum interacționează. Că asta e problema. Mulți nu conștientizează și n-au nicio... Că mie nu mi se întâmplă, n-am nicio treabă. Noi le-am făcut și materiale de informare. Le transmitem și... au surse de informare și internetul, au surse de informare și televiziunea și radioul, sunt surse de informare permanent. Noi le-am făcut inclusiv flyere în Galați să le dăm la fiecare centru în parte să înțeleagă riscurile la care se expun. Eu sper ca până la urmă să înțelegem toți că asta e conduita pe care trebuie să o adoptăm. Noi cred că dar... cu forța un pic, nu știu, în Italia, de exemplu, ce am înțeles, noi avem contact acolo, discutăm, ei spun, dom'le, ieșim pe stradă numai dacă avem bile de voie. Aici sunt măsurile care se impun în urma situației de urgență. În urma în care, în momentul în care e adoptată starea de urgență, fiind o emisiune înregistrată și doar de 10 minute a fost publicat decretul, n-am reușit să văd toate măsurile, dar, într-adevăr, știu că în preambul se făcea referire la limitarea unor drepturi și libertăți. Și probabil și libera circulație va fi restricționată dacă situația o va impune. În momentul de față, în Galați, nu se impune o astfel de măsură. Dar, ca să revenim la conduita cetățenilor, este foarte important ca cei care vin în țară, din străinătate, din orice zonă, să declare. Pentru că noi, la nivelul Direcției de Sănătate Publică și a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, că așa se cheamă comitetul ăsta care conduce situația de la momentul de față, noi le facem recomandări și le spunem, verificăm lista și le spunem, vă duceți în autoizolare, vă duceți în carantină sau poate nu se impune nicio măsură. Noi ne-am confruntat în aproape o lună, noi avem din 23 februarie, de când a venit acel microbuz cu persoanele care au intrat în carantină, noi ne-am activat și Galațiu este printre primele județe care s-au activat și au luat măsuri. Sper să fie măsuri bune și măsuri care să poată să prevină răspândirea, că până la urmă haideți să vedem concret asta e vorba. Ce ați făcut, cum stăm la în situația actuală, ce pași ați parcurs până acum, ca gălățenii să fie informați cu ce ați făcut pentru ei, ce urmează, cum spuneați dumneavoastră, mai decurge din decret. În primul și în primul rând, preocuparea noastră a fost să identificăm toate persoanele care vin din străinătate. Încă din 26 februarie, noi am solicitat autorităților locale să-și facă o bază proprie de date cu persoanele care au venit în comunități. Pe de altă parte, ne-am confruntat cu chestionare care au fost completate eronat sau au avut date incomplete atunci când au intrat în țară. La fel, am mai avut o situație în care au fost interpretări eronate ale registrației și de multe ori au mai fost... S-a întâmplat să mai avem și excese. Oricum, este o noutate pentru... Este o noutate pentru toată lumea. Corect. Este o situație cu care ne confruntăm o dată la 100 de ani. Ultimul caz de genul ăsta a fost gripa spaniolă, unde la fel a fost o pandemie și a făcut zeci de milioane de victime în 1918. Dar,
primele măsuri pe care noi le-am luat aici la Galați au fost legate de anumite restricții pe care le-am impus și știți foarte bine că de-a lungul timpului am redus posibilitatea întâlnirilor publice. Am recomandat închiderea unor activități sau restrângerea lor. Acum, în ultima hotărâre a Departamentului pentru Situații de Urgență, limitarea este până la 50 de persoane. Astfel că dacă avem situații de peste 50 de persoane adunări, e clar că nu vor primi aviz epidemiologic. În afară de măsurile acestea, ne-am adresat organizatorilor de evenimente culturale, artistice, sportive și, după cum știți, au fost activitatea muzeelor, bibliotecilor, sălilor de cultură, de teatru, de cinematografe au fost, activitatea lor a fost suspendată. Până la 31.3. A fost luată măsura închiderii școlilor, măsură care a fost până la urmă luată la nivel național. Dar acum, din câte am văzut, măsura închiderii școlilor se va prelungi, pentru că practic noi încă nu ne confruntăm cu un val foarte mare de cazuri confirmate. Iar cazurile confirmate sunt cazuri certe care au venit din Italia și aici nu poate fi vorba de o răspândire. Probabil acum mai durează până are loc incubarea, exact. Până ce mai fi să vedem. Noi am intrat oricum în scenariul 3. Scenariul 3 prevede un set de măsuri pe care noi la Galați, noi deja le-am luat măsurile respective și printre ele sunt amplasarea acelor posturi medicale avansate. Practic, acele corturi de triaj pe care le-am instalat la Spitalul Județean, la Spitalul de Copii și la Spitalul de Boli Infecțioase. Sunt măsuri pe care le-am dispus tocmai pentru a proteja personalul medical și a proteja și ceilalți pacienți care nu prezintă simptome. Corect, pentru că ne trezeam în UPU cu persoane care aveau erau suspecți de infecția asta, dar probabil mai era și altă persoană care avea o entorsă. Și atunci nu poți... Exact. Și facem un pretriaj. După aceea, am identificat o unitate spitalicească, o unitate care va prelua cazurile care nu sunt grave de la celelalte spitale, tocmai pentru a crea o zonă tampon în spitalele care au și mai multe posibilități de cazare în zona de ATI, în zona de internare, în zona de ATI. Și deja am luat niște măsuri administrative. Văzut că la spitalul CFR deja acolo pregătim o zonă, am încercat să pregătim zona tocmai pentru a nu mai avea acces oricine pe strada respectivă, pentru că atunci când am fost cu domnul Mototorea și cu domnul Toma, am constatat că erau mașini parcate și pe o parte și pe alta și dacă trebuia să intre o auto specială de la ambulanță sau de la pompier, n-avea loc. Și atunci am luat măsura împreună cu primăria să închidem strada. Corect, am văzut că s-a realizat tocmai pentru a mai fi un alt pas. Acolo se vor duce eventuali pacienți, mă rog, cei infestați? Nu. Zona respectivă este destinată persoanelor care nu reprezintă urgențe. Persoane care au... Cazuri mai ușoare și exact, cazuri expuși. Ușoare. Nu e pentru zona asta, pentru că zona asta, infecțiile astea, de obicei sunt tratate în secțiile de boli infecțioase sau la Matei Balș. Noi toți, pe cei doi pe care i-am avut confirmați, ei sunt în momentul ăsta la Matei Balș. La fel, am început o campanie de informare în ceea ce privește până la urmă să înțelegem toți că măsurile astea nu sunt măsuri doar ale autorităților. Dacă cetățenii nu vor veni lângă noi, noi ca autorități nu putem să facem față la toate cazurile care vor fi. E foarte importantă implicarea oamenilor. Nu știu, e greu de înțeles, nu dau nicio seamă să stea oamenii acasă. Adică vedeam că hai să ne întâlnim pe grupul de socializare ale părinților de la școli. Da. Haideți să ne întâlnim în parc și așa sunt liberi copiii. Cum știți, noi aici la Galați, printr-o hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, de la nivelul primăriei,
am oprit inclusiv activitatea locurilor de joacă din afară. Nu doar cele din interior, cât și cele din afară. Și aici e o măsură care e foarte benefică. Până la urmă, măsura asta a suspendării școlilor, asta nu este o vacanță. Asta este stat în casă. Efectiv. Asta este o măsură de stat în casă. Să ne protejăm copiii. Pentru că dacă noi nu avem grijă de copii, copiii la rândul lor sunt foarte expuși. Pentru că ei nu înțeleg că nu trebuie să-și bage mâna în gură, în nas. Corect, sau să... mâna pe balustradă. Exact. Și după aia au dus mâna la gură și se transmite foarte ușor virusul. Am văzut că le-ați oferit alternative, am urmărit comunicatele noastre, chiar site-uri de unde pot, pe unde pot intra să aibă povești care se pun la dispoziție gratuit. Exact. Jocuri. Noi am folosit pe cât de mult acest canal de comunicare gratuit care este Facebook. Și pe pagina instituției pe prefecturii, pe pagina mea, pe pagina colegilor mei de la prefectură, am transmis toate informațiile pe care le-am considerat necesare, tocmai pentru a depăși împreună situația asta. Și așa cum vă spuneam, e vorba de o conduită pe care trebuie să o adoptăm toți. E vorba de sănătatea populației și atunci rugămintea este și la cei care au venit din străinătate. Stea acasă. Dacă stăm acasă, ne protejăm unii pe alții, dar ne protejăm pe noi, în primul rând, și membrii familiei noastre. Cum comentați isteria asta cu privire la achiziția de alimente? Că am observat... Precizat. Galațiul nu se închide, orașul nu se închide. Am avut discuție împreună cu primarul municipiului, cu inspectorul șef de la poliție, de la ISU, cu poliția locală. Am avut o întâlnire cu toți marii retaileri din oraș. Ne-am întâlnit și am discutat pe problema alimentelor. Și aici sunt toate marile magazine care ne-au spus că au stocuri, pentru că ei oricum se pregăteau pentru Paște. Da, și atunci... Și atunci au luat măsuri din timp și avem și sprijinul lor și ați văzut că deja au început la marile magazine să facă, să ia niște măsuri tocmai ca să evite aglomerația. Intră mai puțin sau încearcă să alimenteze cât mai mult. Da, am văzut partea mai, să zicem, din păcate trăim ca la Revoluție. E aceeași, e un episod similar. Uite teroriștii. Doar că de data asta, teroristul despre care vorbim e la fel de invizibil ca teroristul de la Revoluție. Însă există riscul ca teroristul invizibil de acum, acest virus, să devină focar. În momentul în care am început să vedem pericolul, atunci deja vorbim despre focare. Și trebuie să înțelegem toți că este vorba de un pericol invizibil. Pericolul ăla poate să stea lângă noi. Corect. Și mai ales categoriile vulnerabile, bătrânii, în primul rând, trebuie să înțeleagă că trebuie să se protejeze. Și noi, ca măsură, împreună cu voluntarii pe care îi avem pe lângă Inspectoratul pentru Situații de Urgență, noi am făcut o linie, un call center. 0755116633. E un număr foarte simplu. Și identificăm toate persoanele din grupele vulnerabile. Cu ce ajutați, practic? De ieri am început să facem întâlniri cu asociațiile de proprietari din oraș să ne identifice persoanele care sunt în zona de risc. Și aici vorbim și de persoane în vârstă, vorbim și de persoane imobilizate la pat, persoane care au persoane cu dizabilități, care au... Deci care practic nu se pot deplasa. Care nu se pot deplasa. Și atunci, prin intermediul voluntarilor, avem două variante. În cazul în care doresc să le cumpărăm noi alimente sau ce au nevoie, se deplasează un voluntar de la noi, o echipă de voluntari. Sper că va fi și cu sprijinul poliției locale. Ce știu sigur din decretul președintelui este că poliția locală, în momentul de față, se subordonează MEAI-ului. Nu mai are subordonare la nivel local, este structura MEAI-ului, este structura noastră, da, practic. Da, da. Și eu sunt tot partea MEAI-ului. Și atunci, fie cu sprijinul poliției locale, ne vom deplasa la domiciliile lor și le vom cumpăra și oamenii au sunat deja mulți oameni care ne-au întrebat, dom'le, dar dacă eu vă dau banii să-mi cumpărați, se poate? Se poate. Asta vom face. Ce ne facem cu cei care sunt singuri și nu au bani? Cei care nu au bani. Avem sprijin inclusiv de la Arhiepiscopie.
M-a sunat în urmă cu 2 ore arhiepiscopul și după ce plec de la emisiunea dumneavoastră, merg și mă întâlnesc cu dumnealui pentru a discuta pe aceste liste. În afară de biserică, până la urmă biserica e și pentru trup și pentru suflet. Pentru că într-o perioadă de genul ăsta, dacă biserica nu este lângă noi și să ne ajute să trecem sufletește peste încercarea asta, e foarte greu pentru cei care sunt oricum singuri să nu aibă pe cineva cu care să se sfătuiască, să ia o povață de la un duhovnic. Exact. În afară de asta, avem lângă noi o parte din marile restaurante, cu cei cu care am reușit să ne vedem ieri. Din păcate, ziua are doar 24 de ore, că dacă ar fi avut mai mult, le foloseam pe toate. Și aici au venit marile restaurante importante din Galați. Sunt niște oameni senzaționali pe care eu de-abia acum i-am cunoscut și o să îi rugăm să fie lângă noi în continuare, care ne-au spus în felul următor. Noi nu ne închidem bucătăriile. Vă punem bucătăriile și personalul nostru la dispoziție, trebuie să găsim posibilități să ne aprovizionăm. Și atunci e un restaurant, au mai multe, cred că vreo 2 sau 3 în oraș, ne-a spus că poate să ne pregătească până la 2000 de porții. E un lucru foarte bun. În afară de restaurantul respectiv, mai sunt și alte restaurante care la fel ne-au spus, deja ne-au dat liste cu necesarul pentru a ne pregăti de situația aceea în care se limitează circulația, așa cum a spus dumneavoastră. În afară de situația asta, mai este și primăria care are cantina socială. Ei oricum au beneficiarii lor. Corect. Dar la nevoie și deja de o lună de zile, de când am dat, este o hotărâre de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, primăria Galați este, e mult spus, obligată. Este o dispoziție a Comitetului Județean ca primăria Galați să asigure tuturor persoanelor care sunt în carantină, din centrele de carantină, să asigure mâncare. În afară de această situație, am dat săptămâna trecută o altă hotărâre de Comitetul Județean și în afară de persoanele care sunt în carantină, tot primăria Galați trebuie să acorde hrană persoanelor care se află în autoizolare. Persoane care se află în autoizolare pe baza solicitării acestora și dacă nu are cine pentru că nu putem să facem excese în momentul ăsta. Au fost și cazuri în care s-au făcut excese și am avut liste de solicitări. Băi, tocmai aici ține de educația noastră. Și tot ce trebuie să știm este că limita acestor cheltuieli conform proiectului de hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Sănătății este de 70 de lei. Practic, în 70 de lei primăria trebuie să asigure hrană, apă și produse de igienă. Și aici, inclusiv pijamale sau, sau papuci de casă. Era o recomandare. Practic, acestea sunt măsurile pe care noi le avem deja dispuse. Identificăm listele și pe baza listelor o să începem să contactăm ca să ne pregătim oarecum de acest scenariu. La o estimare așa, grosomodoați, suntem pregătiți în faza asta să facem față acestui virus? Adică cu sprijinul oamenilor să ne pregătiți de orice. Este foarte important să ne sprijine oameni. În momentul în care avem suportul cetățenilor, noi ca instituții ale Ministerului de Interne suntem pregătiți de orice. Și credeți-mă că toți colegii mei și din poliție și de la pompieri și de la jandarmi și de la frontieră și de la ambulanță și de la DSP suntem pregătiți să ajutăm. Vom ajuta cât putem noi cu toate puterile noastre. Trebuie să avem o mare atenție în această perioadă pentru personalul medical. Pentru că trebuie să protejăm medicii și cadrele medicale. Dacă nu protejăm medicii și cadrele medicale, noi ca societate vom avea o problemă. Corect. Pentru că
Ați văzut acele abuzuri ale unora care s-au dus pe la clinici, au îmbrâncit medici și toate astea? Nu. În momentul de față trebuie să ne întoarcem la o societate normală. Iar societatea normală e aceea în care ne respectăm valorile. O societate constituită pe principii ale meritocrației și până la urmă un medic este un om care 11 ani din viață și-a rezervat învățatului acestei profesii. Trebuie să reconsiderăm valorile și față de profesori și față de medici. Trebuie pentru toți să ne respectăm și, în primul rând, trebuie să reconsolidăm autoritatea statului. Este vorba de instituții care au fost decredibilizate constant. Iar în momentul de față trebuie să recâștigăm încrederea în instituțiile statului, pentru că fără un stat puternic și fără o națiune unită și puternică nu putem să trecem peste această criză. Absolut. Avem exemplu Chinei. Acum facem E vorba într-adevăr, dar trebuie să gestionăm un stat puternic într-o societate democratică. Corect. Nu trebuie să ajungem într-o zonă de abuz. Pentru că e foarte simplu și e foarte ușor să ajungem într-o zonă de abuz de putere. Ori noi nu vrem să facem asta. În primul rând, în centrul interesului sau în centrul obiectivului nostru e omul. Sunt oamenii și toată societatea. Iar pentru noi oamenii sunt cei mai importanți. Și credeți-mă că toți care lucrăm în comitetul ăsta județean de coordonare ne preocupăm de sănătatea și siguranța oamenilor. Pentru că dacă noi nu reușim să creăm pentru comunitatea noastră o stare de siguranță și de sănătate, noi înșine nu vom avea unde să trăim într-o societate normală. Și e vorba și de noi și de copiii noștri. Corect. Noi am epuizat tipologat emisiunii. Dacă aveți un mesaj scurt pentru gălățeni, v-aș ruga să-l adresați. Mesajul meu pentru toți gălățenii este să fim uniți. Avem nevoie de o națiune unită. Să fim uniți. Atât noi cei de acasă, cât și frații și compatrioții noștri care au venit din afară. Trebuie să respectăm toți regulile autorităților. Sunt reguli care au rolul de a proteja, de a ne proteja pe noi, pe familiile noastre, de a proteja întreaga societate. Fără sprijinul fiecăruia dintre gălățeni, fiecăruia dintre oameni, toate măsurile vor fi ineficiente. Și atunci, vă rog să veniți lângă noi, să fiți alături de noi, să trecem peste această grea încercare ce vine peste națiunea noastră și să demonstrăm că suntem o națiune unită și puternică. Vă mulțumesc și vă aștept lângă autoritățile statului. Da, și eu mulțumesc pentru prezența în emisiune. Trebuie să-mi promiteți că veți mai veni pe măsură ce lucrurile evoluează și să dăm oricând, noi amănunte. Oricând, pentru că oamenii trebuie să știe care sunt măsurile. Oamenii trebuie să fie informați și oamenii trebuie să aibă căi de comunicare către toate instituțiile și autoritățile statului. Corect, încă o dată mulțumesc. Mulțumesc și eu. Pentru astăzi rămâneți pe TV Galați.